Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre oxiuri cu doamna conferențiar dr. Carmen Crețu, medic primar parazitologie și boli tropicale. Bine ai revenit, Carmen! Cu drag și eu mă bucur să ne revedem! Hai să ne lămurim, oxiurii pot apărea doar la copii sau și părintele, bunicul poate lua... Poate să ajungă până la urmă să fie infectată toată familia, pentru că este cineva un colector, de obicei un copil preșcolar sau școlar, și vine acasă și atunci de pe vasul de toaletă o iau și ceilalți, și fratele mai mare, și bunica, și Și hai să explicăm oxiurii, ce sunt, niște viermișori? Sunt niște viermișori intestinali foarte mici, dar, ca să spun așa, destul de parșivi. Pentru că au un ciclu de viață foarte scurt, o lună jumate, maxim două, și devin adulți și se tot multiplică. Și la examenul coproparazitologic obișnuit nu se identifică ouăle în scaun. Pentru că femela iese noaptea, în a doua parte a nopții, și depune ouăle perianal, în pliurile anale. Deci și atunci acolo. Ele sunt conținute într-o substanță aderentă, să spunem gelatinoasă, care și determină o iritație locală și de aceea pruritul anal este cel deci mai mâncărimea. Caracteristic. Mâncărimea în jurul anusului, da. Și uneori este roșu în zona respectivă, poate să migreze și în față, mai ales la fetițe, și să asocieze o vulvovaginită. Am avut destule cazuri în care se făceau secreții vaginale la fetițe și până mămica nu a identificat parazitul la nivelul vulvei, nu s-a adică înlămurit. La un moment dat, dacă ai norocul să vezi noroc în ghilimele, în sensul că vezi și îți dai seama că este vorba despre un parazit și bine. Tratezi copilul, cum arată? Deci dacă este un parazit foarte așa ceva. Mic, masculul alb. Măsoară câțiva milimetri, femela maxim un centimetru. Albi și mici, apar așa ca niște virgulițe. Da, care se mișcă. Da, și dacă te uiți dimineața, da, la fundulețul copilului, poți să identifici 1-2 paraziți. Îi poți găsi și pe chilotul copilului? Se pot găsi și pe chilot, dar acolo ești mai puțin atent și nu te uiți. Dar la funduleț te uiți, mai ales când ei se vaită că îi mănâncă așa tare și când au acolo o iritație locală. De aceea este foarte bine să completăm examenul coproparazitologic, care de cele mai multe ori este negativ, rare ori se întâmplă să, apare ouă în scaun, numai când sunt infecții masive. Și să ne spui, Carmen, cum faci corect acest examen coproparazitologic, pentru că știu că trebuie să recoltezi din mai multe locuri, da. Și de mai multe ori, la ce interval de timp? Cam la interval de 7-10 zile, test? Ca să-i prinzi în dățile a doua dată, a treia oară, și pe cei care sunt imaturi și care nu au putut fi identificați prima dată. În plus, paraziții nu se elimină în mod constant, deci poți să ai zile fără paraziți și zile cu paraziți. Bun, da? Deci acest examen coproparazitologic, luate 3 probe la intervale de timp de o săptămână, deci practic de 3 ori trebuie să recoltăm. Da, și repet, poate să fie negativ. E de completat cu amprenta anală. Pentru asta însă copilul trebuie să nu fie toaletat în dimineața respectivă, să nu meargă la toaletă, să putem colecta cu scociu din zona anală exact ce e pe acolo, inclusiv adulții de oxiuri sau ouăle. După aceea scociul ăsta se pune pe lamă și se examinează la microscop. Aș recomanda ca această prelevare să se facă în laborator. Știu că sunt multe situații în care părinții primesc bagheta cu scociu și lama să pună după aceea scociu acasă, însă părintele n-are de unde să știe, pentru că nu are întotdeauna o cultură și o educație medicală. Deci ideea este ca această manevră să fie făcută într-un centru medical, într-un laborator, sigur că dacă ăla știe exact ce are de făcut. Bun, odată ce se stabilește diagnosticul, nu că bănuiesc că dacă la examenul coproparazitologic există riscul să nu-ți iasă nimic, la acest scoci, la testarea aceasta la microscop? Nici ăsta nu este 100%. Păi și atunci cum descoperi? Sunt situații în care amprenda anală făcută, nu știu, poate cu o săptămână, cu 10 zile în urmă e negativă și după câteva zile apare oxiurul la funduleț. Deci și o astfel de afirmație pe care o relatează mama că a găsit viermișorul la fundulețul copilului este de luat în considerare și este de luat în tratament. Bun, dar dacă nu vede copilul, de ce se plânge? De mâncărime? Mâncărime, dureri abdominale, uneori mai puțin. Mai puțin? Da, se poate întâmpla. Durere abdominale, iată. Da, durere abdominale, uneori și tulburări de tranzit.
Acum când depinde și de mucoasa lui intestinală și de reactivitatea și depinde și de doza infectantă. Sunt hiperinfecții, sunt infecții cu mai puțin paraziți și atunci simptomele sunt mai limitate. În orice caz, cel care este depistat trebuie tratat și împreună cu el toată familia. Și tratamentul în afară de tratament, că e clasicul albendazol, doar că nu se dă, cum am văzut de multe ori, o zi pe săptămână și repetată încă o doză după o săptămână, ci se dau 4-5 zile consecutiv între mese pe stomacul gol. Pentru parazitul intestinal e foarte important să fie luat albendazolul pe stomacul gol și după aceea încă 3 doze la interval de câte o săptămână. Și atunci prinzi parazitul în toate stadiile lui evolutive și numai cu această schemă de tratament reușești să scapi de vindecarea. Și după ce termini tratamentul, la ce interval de timp ar trebui să repeți analiza? La vreo 2 săptămâni, 10 zile, 2 săptămâni. Examenul coproparazitologic. Și amprenta anală, mai degrabă amprenta decât examenul copro. Și în orice caz, toaleta riguroasă, unghiuțele tăiate scurt, spălatul mânuțelor, lenjeria spălată, călcată, așternuturile de pat, pijamăluța schimbate mai des și ideal este să ia toată familia, toți cei care sunt în contact cu copilul, dacă nu, cel puțin frații, copiii trebuie tratați pentru că are un potențial mare de a se transmite de la o persoană la alta. Mulțumim pentru sfaturi și te așteptăm să revii. Astăzi alături de noi s-a aflat doamna conferențiar dr. Carmen Crețu, medic primar parazitologie și boli tropicale. Am vorbit despre oxiuri. Iată cât de important este să descoperim dacă micuțul nostru are sau nu această problemă de sănătate, să ne tratăm cu toți în familie și să ne asigurăm că am scăpat de ei. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!